Bună ziua și bine v-am găsit la Aha-ul săptămânii. Astăzi vorbim despre ce efecte are fitilul scurt al antreprenorului sau al managerului în cadrul ședințelor sau în cadrul echipei. Ce înțeleg eu prin fitilul scurt? Înțeleg că atunci când apare o problemă în discuție, sari primul să dai soluții. Sau atunci când se discută un subiect, sari primul sau prima să vorbești, să-ți exprimi părerea, să spui ce ai de spus. Prin fitil scurt mai înțeleg și că mă enervez repede sau te enervezi repede într-o situație în care alții nu se bagă în subiect, nu se implică, nu participă. Deci asta înțeleg eu prin fitilul scurt. Și atunci am văzut în ședințe antreprenori care, în momentul în care se lansează un subiect, chiar și când lansează propriul subiect, vin imediat cu soluții. Hai să facem aia, hai să încercăm cealaltă, eu fac aia, tu faci cealaltă și așa mai departe. Și în situații de genul ăsta se trezesc că vorbesc singuri în ședință. Se trezesc după minute în șir, uneori după ore, că ceilalți nu participă. Sau nu participă așa cum și-ar dori care are fitilul scurt. Fitilul scurt încurcă foarte mult în echipe. De ce? Pentru că oamenii care au fitilul scurt iau fața celorlalți. Se bagă peste ei, se bagă peste ce ar trebui să facă ceilalți. Culmea e că după aceea, pe aceiași antreprenori și manageri îi auzi că se plâng de faptul că oamenii nu sunt implicați. Că oamenii nu sunt suficient de implicați, nu participă cu soluții, nu vin cu idei. Păi nu au loc de voi. Nu au loc de cei care se bagă foarte repede să dea soluții. Și atunci, ce recomand eu antreprenorilor și managerilor? Ca în cadrul echipelor voastre să vă lungiți fitilul, să aveți răbdare mai multă, să interveniți doar după ce au intervenit măcar jumate dintre participanții la ședință, dacă nu toți ceilalți, să faceți în așa fel încât să vorbiți ultimii sau printre ultimii. Ce e rău în a veni soluțiile de la ceilalți? Din contră, este foarte bine. Asta își dorește orice antreprenor sau orice manager, să vină soluțiile de la colegii din echipă, de la membrii echipei. Dați-le timp pentru asta, dați-le spațiu, dați-le voie prin lungirea fitilului vostru. Bun, dar acum o să spuneți, păi da mă, dar ei au fitilul foarte lung și de-aia eu am fitilul scurt, că în comparație cu fitilul lor, al meu e mai scurt, al lor e lung. Ok, în cazul ăsta, pe lângă lungirea fitilului tău, te invit să vezi cum scurtezi fitilul colegilor din echipă. Cum poți să scurtezi fitilul? Cum poți să generezi viteză de reacție mai mare? Prin motivație, prin factori motivaționali, prin engagement, prin felul în care îi angajezi pe ceilalți în misiunea și cu viziunea firmei pe care tu o conduci. În felul ăsta, ceilalți își scurtează fitilul și vor interveni mai repede decât voi. O altă metodă foarte, foarte bună de scurtat fitilul colegilor din echipă, membrilor echipei, este să fie foarte clar cine de ce este responsabil. Și atunci când unui participant într-o echipă este foarte clar că e responsabil de o anumită direcție, atunci când este de găsit o soluție pe acea direcție, persoana respectivă va avea fitilul scurt. Dacă nu va avea fitilul scurt, poți să-l inviți, să-i tai tu fitilul, să-i zici ce părere ai tu, X. Da? Deci, faceți cumva să lungiți fitilul vostru și să scurtați fitilul membrilor echipei voastre, pentru că astfel veți avea o echipă care lucrează împreună și nu veți mai fi singuri care centrați, dați cu capul și dați și așa stați și în poartă, ci veți avea echipa care va lucra fiecare pe departamentele lor, fiecare pe problematicile lor și fiecare cu soluțiile care vin din ceea ce lucrează ei. Deci, vă rog,
lungiți fitilul vostru, scurtați fitilul colegilor și vă doresc spor la lucru în echipă. Ne vedem săptămâna viitoare din nou la Aha-ul Săptămânii. Urmăriți pagina mea de Facebook și de Instagram și am deschis înscrierile la o nouă grupă de antrenamente. Cei care sunteți deja într-o grupă de antrenamente și știți cum este, vă rog, recomandați-le și celorlalți. Faceți un comentariu despre cum este pentru voi, care este experiența voastră în antrenamente și vedeți în ce măsură este util și altora să participe la antrenamente. Ciao!